Bun venit la Trește Sănătos! Astăzi vorbim despre imunitate, despre ce putem face astfel încât să avem o imunitate mai bună. Alături de noi se află doamna dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competență în apifitoterapie. Bine ai revenit, Ruxandra! Bine v-am regăsit sănătoși în această primăvară. Sănătoși, voioși, așa îmi doresc și eu să fim cu toții. Hai să vedem ce înseamnă imunitatea noastră, ce avem de făcut astfel încât să încercăm să ne creștem imunitatea și mă refer mai ales la copii, la cei mici. Imunitatea este o caracteristică a organismului cu care ne naștem, care înseamnă apărarea organismului de tot ce înseamnă străin și agresiv pentru el, da? Acum trebuie să ne poziționăm la mijloc, pentru că sunt medici care spun imunitatea este un dat natural și nu trebuie să o scormonim, să încercăm să o creștem, și de cealaltă parte naturopații care spun faceți cure de 2, 3, 10 luni pentru creșterea imunității. Adevărul că este la mijloc. Deci, aceste cure de imunizare naturală care constau în alimentație bogată în crudități, vitamine, minerale, antioxidanți, în produse naturale, extracte naturale, inclusiv produse apicole, trebuie administrate periodic la recomandarea unui medic, după o schemă. Ele nu fac rău, bineînțeles, fiind naturale, dacă le administrezi așa cum trebuie, ele stimulează sau, mai bine zis, modulează răspunsul imun al organismului, astfel încât persoanele care, mă refer în special la copii, care fac răceli foarte des, mai mult stau acasă decât merg la grădiniță, care fac răceli complicate cu bronșite, cu laringite, cu pneumonii, cum s-a întâmplat în acest sezon. Toți acești copii au nevoie de o stimulare naturală a imunității. Deci zic că trebuie făcute cure periodice și limitate în timp, 2 săptămâni, o lună, pentru că sunt anumite persoane, așa zis, specialiști în apifitoterapie, care recomandă cure de imunizare de 1, 2, 3 luni. Ce se întâmplă? Stimulăm prea mult acest mecanism imun și sistemul imun al copilului care este încă în formare, îl dăm peste cap. Și există riscul apariției unei boli autoimune, alergie, exact. Deci atenție mare și nu vom lua aceste produse la recomandarea vânzătorului de la magazin sau la recomandarea unor blogări. Și atunci cum ai recomanda să mergem la specialist, la medicul specialist? Bineînțeles, la medicul specialist, fie medicul de familie care are și competențe în apifitoterapie sau la medicul apifitoterapeut și acesta în urma anamnezei va sta de vorbă cu copilul, cu mămica și atunci o să recomande o schemă. În principal în ce constă? Fie produse de tip imunostimulatoare, cum este echinacea, foarte benefică, mult utilizată poate în exces de multe ori și ea poate fi administrată sub formă de capsule, de tinctură, iar pentru copii există diferite preparate care conțin suc proaspăt stabilizat de echinacea în amestec cu extracte de fructe de pădure, măceșe, cătină, care sunt foarte bune pentru creșterea rezistenței fizice și psihice a organismului în fața agresiunilor, să le spunem, da? După care avem la fel extractele gemoterapice, bune la orice vârstă, dar în special la copii, extractele gemoterapice din muguri și mlădițe de coacă, scătină, brad, care ne asigură o dezvoltare armonioasă a copilului. Administrate corect, aceste extracte gemoterapice nu au efecte adverse și contraindicații. Deci, iată, nu există un tratament universal, adică pentru toată familia. În niciun caz. Trebuie ținut cont de vârstă, de fiecare ce sensibilitate are, exact, ce alte afecțiuni, aici exact, mă refer la părinți, exact, bunici, astfel da, încât să ajutăm organismul, să-l susținem cumva și nu să-i facem rău. Că ai spus că dacă încercăm prea mult să creștem imunitatea, iarăși exact, nu este bine. Ce e mai mult, totdeauna e mai dăunător decât ce e mai puțin. Ca și în cazul vitaminelor administrate în exces, pentru că tot veni vorba de vitamine. Atenție, pentru vitamina D, noi nu prea ne dozăm vitamina D. Există în general un deficit, o carență și eu vă recomand să luăm vitamina D din surse naturale. Acum, în perioada anotimp, până n-a venit vara, uleiul de pește este excelent, inclusiv pentru copii, sub formă de ulei de pește cu diferite arome sau capsule masticabile. Adică sunt și ușor de administrat, sigur, și dacă sigur au diferite arome, nici nu sunt, nu simți gustul acela exact, care nu este întotdeauna nu plăcut. Nu este întotdeauna plăcut. Să nu uităm, în cazul unor răceli
care nu necesită antibiotic clasic, putem să le dăm antibiotice naturale. Amestecul de uleiuri esențiale pentru copii, există siropele care conțin aceste uleiuri esențiale, ușor de administrat și cu gust plăcut, sunt excelente și fără efectele adverse ale antibioticelor clasice. Și pentru că am amintit de produsele apicole, utilizați-le. Mierea în ceiuț este extraordinar de bună. De asemenea, cure cu lăptișor de matcă, care ne și energizează, este o sursă de vitamină B. Și, nu în ultimul rând, propolisul, tot la fel un antibiotic natural excelent. Deci avem resurse naturale, trebuie să le utilizăm însă cu moderație și cu împătare și doar la recomandarea unui medic. Mulțumim pentru sfaturi. Multă plăcere. Să sperăm că rămânem cu toții sănătoși, voioși, așa cum ar fi frumos acum primăvara și întotdeauna, în orice perioadă anului. Mulțumim pentru sfaturi, te așteptăm să revii. Doamne ajută! Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.